Evanghelia după Luca, din capitolul 11, citim primele patru versete și ne rugăm ca Dumnezeu să folosească în mod special cuvântul acesta pentru fiecare dintre noi. Evanghelia după Luca, din capitolul 11, începând cu versetul 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Aceasta este varianta din Evanghelia după Luca, din capitolul 11, dar noi avem varianta pe care o folosim, dar asta nu o citim, o să ne rugăm toți împreună și Dumnezeu să asculte astăzi rugăciunea noastră și încă o dată să ne învețe să ne rugăm. Dumnezeu să lase mai departe binecuvântarea Lui, așa că toți împreună să ne rugăm rugăciunea pe care noi o numim rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Rugăciunea într-un loc special, într-un timp special, cu cuvinte speciale și cu atitudine specială. Iisus este un maestru desăvârșit, a ridicat învățătura la un nivel de absolut, de perfecțiune. Nimeni n-a învățat vreodată ca omul acesta. Este un adevărat maestru în arta comunicării și el folosește foarte multe metode pedagogice prin care a transmis, a comunicat adevărurile sale, învățăturile sale. De aceea cred că astăzi, mai mult ca oricând, avem încă nevoie ca Iisus să ne învețe să ne rugăm. Avem nevoie să învățăm de la Iisus. Știu că poate considerăm că știm deja să ne rugăm, cunoaștem rugăciunea asta de când eram copii și pentru noi faptul că o memorăm, faptul că putem fără mare efort să o rostim, nu înseamnă că știm totul despre ea, nu știm că am învățat încă totul. Mă rog în această zi ca Dumnezeu în primul rând să ne dea acel simț al modestiei, să-l numesc așa, să ne putem smeri și noi înaintea Domnului să spunem: Doamne, învață-ne. Înainte de orice rugăciune, prima rugăciune pe care să o faci întotdeauna este: Doamne, învață-mă să mă rog. Voi veți spune: bun, dar noi suntem deja creștini, noi avem ceva vechime. Pavel recunoaște undeva, Pavel recunoaște asta, că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Avem de multe ori prezumția asta că noi știm totul, le cunoaștem pe toate, că n-avem nevoie să ne învețe cineva. N-am pretenția să învățați de la mine astăzi, dar vă spun astăzi, învățați de la Domnul Iisus Hristos. Și să învățăm astăzi, să facem și noi rugăciunea pe care au făcut-o ucenicii Lui: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Iisus Hristos, care vrea să ne învețe și de la care putem lua cel mai frumos exemplu, cel mai bun model, vrea astăzi să ne învețe să ne rugăm. Și în această zi voi vorbi despre patru
metode pedagogice pe care le folosește Domnul Iisus Hristos pentru a ne învăța în mod special, în mod, la modul general, dar și în mod special cu privire la rugăciune. Patru metode pe care El le folosește. Astea sunt fundamentale pentru noi să le înțelegem, ca să știm cum ne vorbește nouă Dumnezeu. Astea ne sunt folositoare nouă, de exemplu, ca părinți, să știm cum ar trebui să învățăm pe copii. Sunt metode, eu le numesc pedagogice, folosite în pedagogie, în a preda, în a învăța pe cineva. Și sunt folositoare oricum, când vrei să explici cuiva, te pot ajuta aceste metode, să le numesc așa. În primul rând, Domnul Iisus a învățat și a transmis învățăturile sale folosind pedagogia prin exemplu personal. Puterea exemplului personal este cea mai eficientă. Iisus într-o zi se ruga într-un loc anumit. Iisus nu a participat la o conferință despre rugăciune. Iisus nu tocmai se întorcea de la un seminar despre rugăciune. Iisus nu a citit o carte despre rugăciuni și acum are atâtea informații și vrea să le împărtășească cu cineva. Așa cum se întâmplă de multe ori, predicatori care atâta citesc, atâta ascultă și la un moment dat trebuie să sară de undeva, că s-au adunat prea mult, nu mai rezistă să stea în bancă și trebuie să spună ceva și nu mai știu cum. Iisus se ruga. E mare diferență între a cunoaște, în a ști ceva și a trăi, a experimenta ceva. Iisus poate să ne învețe și putem să învățăm de la El, pentru că El nu doar știe ceva despre rugăciune, nu tocmai cunoaște foarte bine lecțiile, nu știe foarte bine teoria rugăciunii și cum funcționează, dar putem învăța de la El pentru că El se ruga. Și eu pot să vă spun că El ar fi fost, dacă ar fi fost după logica noastră, ar fi fost singurul care n-ar fi avut nevoie de rugăciune. El n-ar fi avut nevoie de rugăciune, dar a făcut-o. El n-ar fi avut nevoie să se boteze, dar s-a botezat. El n-ar fi avut nevoie să se smerească, să spele picioarele ucenicilor. El n-ar fi avut nevoie, dar a făcut multe lucruri pentru ca noi să învățăm de la El. Pentru ca nimeni să nu spună, bine, dar eu chiar nu trebuie să mă rog, că am de toate, ce să-i cer lui Dumnezeu? Eu le știu pe toate, eu pot totul. Vreau în această zi să înțelegi că Domnul Iisus ne-a învățat în primul rând prin exemplul personal. El a trăit, El se ruga. Și de aceea putem învăța de la El, pentru că El se ruga. Puterea exemplului personal. De aceea mă întorc la relația părinți-copii. Dacă vrei să-ți înveți copiii, dincolo de orice metodă pe care o aplici, dincolo de orice teorie, copiii vor vedea mai întâi ce faci. Să nu pretinzi ei să nu fumeze dacă tu mai tragi câte o țigară. Să nu le ceri lor să nu mintă dacă tu o faci și bei minciuna ca apa. Să nu le ceri să respecte pe alții când ei din gura ta aud cuvinte rele despre alții și aud doar bârfă în casă și doar vorbind de rău pe alții, să nu te aștepți mare lucru de la ei. Degeaba le spui tu ce să facă și ce să nu facă, pentru că ei vor vedea în tine. Puterea exemplului personal. Iisus a învățat prin exemplu personal, adică El se ruga și când a terminat rugăciunea, ucenicii aceștia au spus, este ceva extraordinar cu omul acesta. Noi am mers la seară, ne-am rugat, ne-am culcat, El a rămas în rugăciune. Dimineața ne-am trezit, ne-am rugat, dar El era în rugăciune deja. Iisus se ruga. În tot timpul vieții sale s-a rugat cu lacrimi și strigăte mari și a fost ascultat din pricina timbrului său vocal, pentru că striga foarte tare, că s-auzea la 3 kilometri. A fost ascultat din pricina evlaviei lui. În al doilea rând, Domnul Iisus folosește o altă metodă, metoda mijloacelor simple, simplității. Trăim într-o lume complicată, într-o lume complexă, tot mai multe lucruri se complică și predicile se complică și totul se complică și cântările sunt complicate. Te întrebi, oare ce-o vrut să zică? Îți trebuie translator? Îți trebuie traducător? Trebuie să spui, mai repet o dată, că n-am înțeles asta. Ei, la Iisus nu a funcționat așa.
Iisus a folosit metoda asta simplității. A vorbit atât de simplu omul acesta. Fraze scurte. Cuvinte pline de putere, de eficiență, pline de încărcate, cuvinte simple, dar totodată nu simplu sau banale, încărcate de esență, de semnificație, de putere, de valoare, de importanță, cuvinte care au sens, nu cuvinte goale, ci cuvinte pline de putere și au recunoscut și contemporanii lui că el îi învăța, nu cum învățau cărturarii, și că unul care avea putere, avea putere, avea autoritate. Cuvântul său avea efect. Dar se uitau și astăzi el este studiat de experți în comunicare și rămân surprinși cum de omul acesta, cu simplitatea aceasta, a reușit să capteze, să captiveze mulțimi de oameni. Oamenii uitau să mănânce 3 zile, erau gata să-l urmeze în pustie. Da, foamea le spunea, e timpul să te întorci acasă, frigul, epuizarea, oboseala, însă Iisus continua să vorbească și ei spuneau, nu pot să pierd asta, trebuie să continui, trebuie să mai stau. Pentru că în omul acesta era această putere, dar puterea simplității. Și ar trebui și noi să ne întoarcem astăzi la simplitate. Prea complicat am devenit. De fapt, eu aveam o vorbă cu prima grupă de seminar, de, să zicem așa, de ucenici, totdeauna le spuneam și de mai, chiar și în relațiile noastre, așa de zi cu zi, recurente, le spuneam mereu, fii simplu. A rămas așa ca o deviză pentru mine, fii simplu. Cât se poate de simplu? N-avem nevoie de cuvinte întortocheate, de nu știu ce filozofii, fii simplu. Și Iisus asta a făcut, a fost simplu. Pe el au putut să-l înțeleagă copiii, pe el au putut să-l înțeleagă pescarii, agricultorii. Nu a existat o categorie de oameni să spună, bine, noi nu avem carte, nu știm, omul acesta vorbește și folosește niște termeni, trebuie traducător, să vedem ce înseamnă în greacă, să vedem ce înseamnă... Nu, omul acesta vorbea simplu, simplu de tot, de multe ori chiar enervant de simplu. Dar Iisus a folosit metoda pedagogii prin mijloace simple, cât mai simplu. Uitați-vă numai la rugăciunea asta. Cât de simplă este rugăciunea. Unii și în rugăciune nu reușesc să fie simple, atâta trebuie să le complice, să folosească nu știu ce termeni, nu știu ce expresie, nu știu câtă poezie trebuie să pună în toate, când poți fi atât de simplu. Fii simplu. Fii simplu ca Iisus. Învață de la Iisus să fii simplu. În al treilea rând, Domnul Iisus a folosit metoda pedagogiei prin ilustrații, prin obiecte. Știți că eu folosesc, nu foarte des, dar oricum destul de des, metoda obiectelor și mereu și mereu apar cârcotașe, dar de ce trebuie neapărat obiecte? Pentru că așa am învățat de la Iisus, n-aveți decât cârcotașe, luați-vă de Iisus. Inclusiv cina Domnului este un obiect. Eu nu cred în transubstanțiere. Nu cred în transubstanțiere. Adică ce este asta? Să vă explic simplu. Cei care cred în transubstanțiere spun așa, în urma rugăciunii rostite de către preot, bucata de pâine devine efectiv fizic, materia are loc în ea, o schimbare, substanța ei devine efectiv trupul Domnului Iisus Hristos. Rodul viței, vinul acesta, mustul acesta, în urma rugăciunii, schimbă compoziția chimică, substanța, încât devine sângele Domnului Iisus Hristos. Bine, noi nu credem în asta. Noi credem că el capătă o valoare spirituală și nu fizică. Ea nu este în mod fizic, trupul și sângele Domnului. Și Iisus folosește metoda obiectelor. De exemplu, chiar și în privința rugăciunii, observați imediat, dacă citim Luca 11, după ce învață să se roage, versetul 5 spune, apoi le-am zis, dacă unul dintre voi are un prieten care la miezul nopții, și imediat ilustrația. Apoi, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune, dacă un tată, dacă tu ești tată și ai un copil și el îți cere pâine, îi dai pâine, nu îi dai piatră, îți cere un ou, îi dai ou, nu scorpie și așa mai departe. Ca să le arate că trebuie să se roage necurmat de pilda judecătorului nedrept.
Când vorbește în Matei 6, predica de pe munte, unde este prezentată rugăciunea Tatăl nostru, el folosește ilustrații. Nu fiți ca fățarnicii care se roagă de ochii lumii, nu fiți ca aceia, nu fiți așa, ci tu când te rogi. Și folosește mereu ilustrații, este maestru în folosirea pildelor, parabolelor, imaginilor, obiectelor. Au venit, de exemplu, odată și au pus o întrebare. Învățătorule, se cuvine să plătim bil cezarului, trebuie să plătim bil cezarului sau nu? Și el, ca să nu intre în tot felul de polemici, cuvinte, el a spus simplu, aduceți-mi obiectul, că așa mi-e mai ușor să predic obiectul în mână, banul, dați-mi un ban. Bun, îl vedeți, banul, ce scrie pe el? Al cui este chipul de pe el? Cezarul, slovele lui, literele lui, numele lui, înseamnă că îi aparține al lui, dați-i lui ce este al lui. Și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Într-o zi se certau ucenicii, cine să fie mai mare, cine urmează la predică, cine a trebuit să decidă, cine a trebuit să facă. Și Iisus nu se apucă de polemici, ia un copilaș, le pune în mijloc și le spune, dacă nu vă smeriți ca acest copilaș, nu veți intra cu niciun chip în împărăția cerurilor. Ei se certau cine e cel mai mare. Întrebați-l pe acel copil cine e cel mai mare. El mereu folosește predica asta cu obiecte, cu ilustrații, mereu aduce ilustrații. Și oamenii îl înțeleg, pescarul înțelege când vede pilda năvodului și el explică, aruncă pescarul năvodul în mare, scoate apoi năvodul și pentru că acolo găsește niște pești sau găsește, ce știu eu, reziduri sau orice altceva, nu aruncă năvodul înapoi. Ce are atâta minte să spună, îl ridic, îl duc la mal, trebuie să ridic și pe cel care e mort sau nu-i bun de mâncat, dar îl scot la mal și la mal fac selecția. Ăsta e bun, ăsta nu-i bun. Asta e tot. Și atunci tu trebuie să înțelegi că în împărăția cerurilor, într-o biserică, nu pot fi toți oamenii buni. Asta e legea. Dar trebuie să-l suporți și pe cel rău și pe cel bun, să amândoi în același năvod și va veni o zi la mal când Domnul va spune, ăsta e bun, ăsta nu e bun. Și simplu. Nu trebuie să o fac eu acum. N-am eu ce să fac acum. La fel le spune și agricultorilor cu neghina, cu grâul, nu poți să smulgi neghina. N-am cum să o smulg. Noi acum putem participa, toți membrii au drepturi să participe la cina Domnului. Fiecare să se cerceteze și asta e tot. Dar va veni o zi când îngerii din ceruri vor face selecția. Până atunci, grâul și neghina sunt împreună. Până atunci, sunt și buni și răi, până atunci sunt de toate, inclusiv în biserică. Și eu spunea, lăsați-le să crească împreună, pentru că dacă îl smulgi pe cel rău, îl pierzi și pe cel bun. Și atunci lăsați-le să crească împreună. Și el folosește mereu și mereu imagini. Folosește mereu și mereu ilustrații. Pentru că el știe un lucru fundamental. Noi am fost creați de Dumnezeu, e vorba de creație, e vorba de cum funcționează creierul nostru. Și el care ne-a creat, el știe cum funcționează creierul nostru. Creierul nostru procesează informațiile cu ajutorul imaginilor. Când eu vorbesc, tu nu doar auzi cuvinte, ci automat creierul tău procesează informația cu ajutorul imaginii. Îți imaginezi, există un proces de imaginație. Când citești o carte, automat, dacă tu citești aici, Iisus era într-un loc pe num, imediat mintea ta creionează, schițează deja imaginea. Iisus, un munte, se roagă, niște ucenici îmbrăcați într-un fel, pe baza a ceea ce cunoști, anumitor informații, tu îți imaginezi. E simplu să-ți imaginezi când e vorba de obiecte, de personaje, de circumstanțe, să spun eu stau la masă, mă vezi pe mine, mă imaginez masa și așa mai departe. Problema însă devine atunci când eu folosesc concepte abstracte. Dacă spun iubesc muzica sau îmi place muzica, nu prea ai ce să-ți imaginezi, nu mai ai obiecte. E vorba de un concept. Și la fel și Iisus tocmai folosește alte imagini și asta înseamnă analogia, ilustrația tocmai asta vrea să spună.
Fac o analogie. Iau un obiect, iau o imagine pe care tu o cunoști, ca prin intermediul ei să pun alături și un concept. Cum spuneam de copil. Iau copilul, tu îl vezi, îl imaginezi, orice i-a spune, el zâmbește, că atâta știe să facă, și dacă îl laud pentru el tot una, și dacă îl mustru de tot atâta, că el nu înțelege nimic, el știe să zâmbească, el știe pe ale lui. Dacă îi spun că cel mai frumos copil nu o să sară în sus, să țopie, să spună, vai, ce compliment mi-a făcut, și dacă nu îi spun că cel mai frumos, tot nu o să se supere deloc, să spună, vai, nu mi-a făcut niciun compliment astăzi. Simplu, smerit, modest. Și el folosește imagini cunoscute pentru a ne scoate în evidență adevăruri necunoscute, concepte. De aceea, tocmai a patra metodă a Domnului Iisus este metoda prin comparații. Prin comparații. Analogii, comparații, compară. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Aici, când vorbește despre rugăciune, putem învăța ce înseamnă rugăciunea și ce nu înseamnă rugăciunea. Știți principiul acela de la școală, metoda pedagogică, una din vechile metode. Așa da, așa nu. Profesorul, de exemplu, vrea să știe cum ar trebui să arate un caiet și caută cel mai urât caiet din clasă. De obicei, la băieți îl găsesc. Ferferițit, mâzgălit, neîngrijit, rupt. Și a profesorul caietul acela, îl spune, îl arată în fața clasei, vă place caietul ăsta? Nu vă place? Ei bine, așa nu. Așa nu trebuie să fie caietele voastre. Ia un model negativ, îți pune modelul negativ în față și spune, așa să nu faci, așa să nu fii, așa să nu spui, așa să nu te porți. Dar apoi nu poți să rămâi doar la negație, că trebuie să-l compari. Și trebuie să pui pe celălalt taler și ceva bun, și exemplul bun, pozitiv. Și atunci profesorul trebuie să caute cel mai bun caiet, cel mai frumos, cel mai îngrijit. De obicei îl găsesc la fete. Și spun, așa da. Așa da, așa nu. Și la fel Iisus așa ne învață. El spunea, când vă rugați, și observați că în Matei 6 se prezintă trei concepte, trei coordonate ale neprihănirii. Rugăciunea, milostenia și postul. Și el când le prezintă acestea, folosește negația. Tu când te rogi, nu te ruga ca păgânii, nu te ruga în public, nu te ruga în piață să te vadă oamenii, să te aplaude oamenii. Tu când te rogi, nu bolborosi multe cuvinte, crezând că dacă te rogi rugăciuni kilometrice, te ascultă Dumnezeu, Dumnezeu nu cronometrează rugăciunea ta și spune, o, te-ai rugat suficient, e bine, bine. Dumnezeu nu numără cuvintele tale și spune, ai spus destul, gata, m-ai convins. Nu, să nu fiți ca ei, nu fiți ca fățarnicii, când dai un ban, nu-l da să afle toată lumea. Când postești, nu trebuie să arăți celorlalți că tu postești. Tot ce faci, să faci în ascuns. Pentru că rugăciunea nu trebuie să fie publicitate. Nu trebuie să fie un exercițiu de imagine personală, să arăt eu că m-am rugat tocmai ce mi-am mis prăvicile 40 de zile de post, numai bine ce am terminat eu cele 3 ceasuri de rugăciune și toți trebuie să afle cât mă rog și cât postez și cât dăruiesc eu și toți să afle despre mine și să fie un fel de publicitate. Rugăciunea nu trebuie să fie superficială, de suprafață, de ochii oamenilor, ci trebuie să fie în profunzime. Rugăciunea nu trebuie să fie artificială. Prea multe rugăciuni mecanice, automate. Din păcate, multe rugăciuni sunt puse pe pilot automat. Dacă aveți îndrăzneala, puneți-vă, că acum toți aveți telefoane cu care puteți să vă înregistrați, înregistrați-vă rugăciunile. Faceți așa un efort, dacă nu, în memoria voastră și gândiți-vă că de obicei rugăciunile sunt cam la fel. Poți anunțe frații aici cauze să spună, noi tot, Doamne, îți mulțumim, suntem aici, te binecuvântăm, te lăudăm, te slăvim, Doamne, fii cu noi, Doamne, așa, Doamne, așa, și traca, traca, tranca, 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 merge trenul înainte. Gândurile cine știe pe unde, săptămâna care ne stă în față, săptămâna care a trecut, dar taca, 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 merge rugăciunea înainte. Rugăciuni mecanice.
Adică, pe noi nu că ne interesează așa tare. Nu mai există pasiune, nu mai există interes, nu mai există atenție. Totul e așa. Că trebuie să treacă timpul, ne rugăm. Asta e, masa e acolo, se răcește ciorba, hai, ce vrei să spui? Trebuie să îndrugi tu două, trei cuvinte, le-ai spus, le-ai terminat, ai scăpat. Am venit la biserică, ține rugăciunea, cât ține de obicei? 5 minute, bun. Mă organizez în așa fel încât 5 minute să spun cam tot ce am de spus. Și rugăciunile, cam toate rugăciunile sunt la... E bine, când toate rugăciunile sunt exact la fel, fără să te gândești, fără să procesezi ceea ce spui, să fii cu inima, să fii cu sufletul, să-ți pese, să dorești în adevăr ceea ce ceri. Rugăciunea nu trebuie să fie mecanică, nu trebuie să fie artificială, nu trebuie să fie automată, ci să fie expresia unei profunzime a sufletului nostru și a inimii noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar apoi, după ce ne arată cum nu trebuie să fie rugăciunea, să nu fiți ca, El ne arată cum trebuie să ne rugăm. Ne dă pilda judecătorului nedrept, văduva aceea care în fiecare zi nu se lăsa, nu se descuraja, nu că auzea mereu o izgonea de acolo. Eu vin și azi, vin și mâine, vin în fiecare zi, eu un lucru știu, eu vreau să mi se facă dreptate, am dreptate și nu contează ce îmi spun alții. Și a venit să ceară dreptate. Și într-o zi judecătorul nedrept a cedat datorită insistenței. Pentru că acea văduvă era convinsă de ceea ce spunea. Rugăciunea trebuie să fie personală, dar în același timp comunitară. Tu când intri în odăița ta, dar totodată te rogi Tatăl nostru. Rugăciunea trebuie să fie actuală, dă-ne nouă azi, dar totodată să fie transcendentală, adică dincolo de timp, dincolo de spațiu, de materie. Rugăciunea trebuie să fie concretă, dar în același timp multidimensională, pe mai multe planuri, în mai multe dimensiuni, în mai multe domenii, deși concretă. Rugăciunea trebuie să fie construită pe cuvinte, dar în același timp concepută pe idei. Și asta vreau să fie tocmai, vreau în încheiere să trecem puțin în revistă cuvintele importante din rugăciunea Tatăl nostru și să înțelegem că rugăciunea trebuie să treacă dincolo de cuvinte. Cuvintele nu sunt altceva decât niște vehicule ale comunicării, dar în spatele lor sunt imagini sau în spatele lor sunt concepte. Și dacă nu înțelegi asta, te vei ruga mecanic, spui rugăciunea asta o știu de când eram copil și o rostesc, mintea este în altă parte, nici n-ai înțeles bine sensul, nu înțelegi ce a vrut El să spună și poți să mori și să nu înțelegi vreodată ce a vrut să spună Domnul Iisus prin rugăciunea Tatăl nostru. Să nu înțelegi ce stă în spatele cuvintelor. Pentru că rugăciunea nu înseamnă doar cuvinte. Rugăciunea este ceva mai mult. Rugăciunea dincolo de cuvinte. Și de aceea rugăciunea trebuie să fie scurtă, dar în același timp permanentă. Rugăciunea trebuie să fie auzită, dar în același timp ascunsă. Adică nu trebuie să o audă toată lumea, o ascundă, dar să o audă Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu mă rog deloc, nu înseamnă că nu rostesc deloc cuvinte. Și aș vrea așa pe scurt să luăm aproape fiecare cuvânt, dar cuvintele cheie din această rugăciune să vedem că nu sunt doar cuvinte, ci concepte. Idei, concepte. Tatăl, conceptul de familiar, de apropiat, cineva foarte aproape de tine, cineva care este responsabil de tine, cineva în care poți să ai încredere, cineva pe care te poți baza, nostru, Tatăl nostru. Deja nu mai este individualism, nu mai e loc de egoism, de individualism. Nostru, conceptul de familie, de comunitate, de mai mulți frați. Pare foarte rău pentru cei care cred că vor fi în rai singuri. Vă vom dezamăgi. Pentru că la masă, totuși, vor fi mulți. Și familia Domnului Iisus este o familie mare și numeroasă. Tatăl nostru. În ceruri,
conceptul de superioritate, cineva mai presus de noi, mai presus de rațiunea noastră, mai presus de ceea ce este pământesc, mai presus de ceea ce este aici, natural, de natura noastră, de existența noastră, de dimensiunea noastră în care trăim noi. Cineva care este superior nouă. Sfințească-se. Conceptul de respect, de evlavie, acorzi importanță. Și, din păcate, respectul este ceva ce încet, încet dispare. Respectul pentru biserică, respectul pentru familie, respectul pentru părinți, respectul pentru slujitori, respectul pentru Biblie, respectul pentru ce este sfânt, începe să dispară. Deci rugăciunea Tatăl nostru nu conține doar cuvinte, ci concepte și unul dintre ele, fundamental, sfințească-se numele Tău. Numele, conceptul de caracter, de atribute, dacă vreți, morale, de calități. Numele lui Dumnezeu înseamnă, este suma calităților lui Dumnezeu, a caracterului Său. Când te apropii de Dumnezeu, să-ți dai seama că Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât îți închipui tu, decât te gândești tu. Când te apropii de Dumnezeu, trebuie să știi că El are un caracter, că este sfânt, că este drept, că este bun. Și când îi ceri ceva, trebuie să-ți dai seama, poți îndrăzni să-i ceară, de exemplu, tu să-i ceri lui Dumnezeu să facă rău cuiva, că așa vrei tu, că ești tu răutăcios și ai vrea tu să moară vecinul. Când te apropii de El, îți dai seama că El are un caracter. Vie, împărăție ta, vie, conceptul de așteptare. Noi suntem într-o așteptare. Domnul nostru vine și împărăția Lui este gata să vină. Și când te rogi rugăciunea asta, Tatăl nostru, trebuie să-ți dai seama că e ceva care încă nu este aici, încă nu este. Dar o aștept să vină, o așteptare. Noi trebuie să trăim într-o așteptare. Te-ai rugat vreodată și te rogi, dar într-adevăr, dincolo de rugăciunea Tatăl nostru care merge mecanic, te rogi într-adevăr, îți dorești într-adevăr să vină Domnul azi, acum? Ți-ai dorit cu adevărat astăzi să fie ultima ta zi, să spui, Doamne, dacă astăzi vii, nu-mi pare rău, chiar te rog, vino azi. Sau spui, stai că aștept salariul următor, poate e mai mult. Sau aștept un lucru sau altul, sau aștept, sau ai alte și alte așteptări, alte dorințe, alte năzuințe. Este împărăția lui Dumnezeu, năzuința ta, dorința ta, așteptarea ta, este lucrul cel mai important pe care îl aștepți? Nu te mulțumi că doar te rogi, Tatăl nostru, gândește-te dacă este o realitate. Împărăția, conceptul de autoritate. Cineva este deasupra noastră, cineva are autoritatea. Facă-se voia ta, facă-se, conceptul de supunere, de aprobare. Cineva a făcut un plan, cineva are o voie, dacă vreți, cineva are un proiect, inclusiv pentru viața ta, un plan, o voie cu privire la tine. Ești gata să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți dau ție viața mea, facă-se voia ta, facă-se cum dorești tu, sau... Eu vreau și inclusiv rugăciunea nu devine altceva decât lista lui eu vreau. Eu vreau asta. Nu-i greșit că te rogi și că vrei, dar este greșit că îmi pui voia ta mai presus de voia lui Dumnezeu. E greșit în momentul în care nu accepți voia lui Dumnezeu, în care nu ceri voia lui Dumnezeu să se facă. Un creștin adevărat va spune, Doamne, și Domnul Iisus a fost în grădina Ghetsiman și s-a rugat și tocmai de la El putem învăța. Tată, aș vrea ca să treacă paharul acesta pe lângă mine fără să-l beau. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Lasă să te gândești și asta e valabil cu privire la orice lucru în viața ta. E cam greu pentru unii, un tânăr să accepte treaba asta cu privire la căsătorie. Mă căsătoresc cu cine vreau. E greu pentru unul care are bani să spună, dar nu, dar eu cu banii mei fac ce vreau.
Ei, dar cu timpul meu, eu fac ce vreau cu timpul meu, nu trebuie să-mi spună nimeni ce să fac cu timpul meu și nu trebuie să-mi spună nimeni nici asta, nici asta, nici asta. Și dacă stai de vorbă cu oamenii, îți dai seama că nu mai există aproape niciun domeniu în care Dumnezeu să mai aibă vreun cuvânt de spus. Pentru că aici fac ce vreau eu, aici fac ce vreau eu, în domeniul acesta ce vreau eu, în toate-i voia mea. Și aproape nicăieri nu mai este voia lui Dumnezeu în vreun loc. În familie nu mai e voia lui Dumnezeu, cu banii nu-i voia lui Dumnezeu, cu timpul nu-i voia lui Dumnezeu, cu nimic nu-i voia lui Dumnezeu, cu hainele nu-i voia lui Dumnezeu, cu mâncarea nu-i voia lui Dumnezeu, cu nimic nu-i voia lui Dumnezeu. Dumnezeu e acolo undeva și o rugăciune mecanică, i-am aruncat ceva și gata, s-a dus mai departe. Rugăciunea Tatăl nostru ne învață că trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu și să punem voia lui Dumnezeu mai presus de voia noastră. Conceptul de supunere, de aprobare. Precum în cer. Și asta deja te duce cu gândul la desăvârșire, la perfecțiune, pentru că în cer totul este desăvârșit. Precum în cer, așa și pe pământ. Pe pământ, conceptul de aspirație după perfecțiune. Cei care doriți asta, trebuie să vă rugați. Nu există altă cale. Și noi astăzi de dimineață ne-am întâlnit la Comitetul Bisericii. Vrem să facem lucrurile să funcționeze cât mai bine. Vrem tot ce e mai bine pentru biserică. Dar realizăm că multe lucruri nu sunt decât dorință, pentru că nu sunt realizabile pe pământ. Dar trebuie să existe aspirația de mai bine. Dorința de desăvârșire, dorința de perfecțiune. Nu există perfecțiune pe pământ, dar noi tânjim după perfecțiune. Dorim să fie mai bine. Vă doriți și voi mai bine? Vreți să fie mai bine în biserică, să fie mai bine în familie, să fie mai bine în viața ta? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să-ți dorești lucrul acesta. Pâinea. Acum, vedeți, cine nu mănâncă pâine, cine are probleme cu glutenul, cine are diverse probleme, o să spună, bun, nu e vorba de obiect în sine, de pâine în sine. E doar un cuvânt, e doar o imagine, e vorba de conceptul de nevoie, nevoia ta materială. Italienii nu prea mănâncă pâine. Iar trebuie să se roage pasta noastră cea de toate zilele. Chinezii ar trebui să se roage orezul nostru cel de toate zilele. Românii, mămăliga noastră cea de toate zilele. Și așa mai departe. Vegetarienii, salata noastră, cea de toate zile, rugați-vă cum vreți, important e, deci nu cuvântul în sine, rugăciune dincolo de cuvinte, conceptul de nevoie, ai nevoie și de orice nevoie ai, trebuie să știi cui te adresezi, lui Dumnezeu. Pentru că pâinea noastră, iarăși, pâinea noastră, nu-i pâinea mea, nu-i doar a mea, noastră, conceptul de părtășie, să împart pâinea cu altul, ca tată responsabil de pâinea copiilor, de familie, să am grijă de altor și așa mai departe. Conceptul de comunitate, de dărnicie. Dă-ne-o. Conceptul de dependență de Dumnezeu. Da, eu pot să semăn grâul, pot să îl treier, pot apoi să macin, să devină făină, pot cu făina să fac aluat, aluatul îl pun în cuptor și se face pâinea. În tot procesul acesta eu am lucrat, eu am muncit. Până la urmă, nu, în toate depindem de Dumnezeu. Dumnezeu a dat ploaie, Dumnezeu a făcut să crească, Dumnezeu mi-a dat putere să fac ceea ce am făcut, Dumnezeu îmi dă gust să mănânc și dacă pot să mănânci deja-i har și recunoști că oricum în toate ești dependent de Dumnezeu. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă. Asta nu înseamnă că nu faci nimic și că Dumnezeu îți trimite pâine din cer, dar îți dai seama că Dumnezeu ți-o dă prin muncă, prin sudoare, prin înțelepciune, prin organizare, prin programare, prin tot ceea ce faci, prin hărnicie, Dumnezeu îți dăruiește. Dar este conceptul de dependență, că tot ce avem, avem de la Dumnezeu. Avem pentru că ne-a dăruit Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dă-ne-o nouă. Și îmi place asta, că aici e vorba de altceva, conceptul de suficiență. E o rugăciune pe care eu o fac mereu. Doamne, dă-mi mie, te rog, nu vreau să stau la mila altuia.
dă-ne nouă pâinea. Nu da la vecini ca să, știi, când au ei chef să-mi dea sau nu. Dă-ne o nouă. Nu da la alții de departe ca să aștept și să depind de alții. Eu vreau să depind de tine și dă-ne-o în fiecare zi, dă-ne-o nouă în toate zilele sau dă-ne-o nouă astăzi, în fiecare zi. Conceptul de dependență, conceptul de suficiență, să-mi dea Dumnezeu din abundență, astăzi conceptul de realitate, pentru fiecare zi Dumnezeu îți dă tot ceea ce trebuie. Pot fi zile în care, și noi avem și un proiect de post, de rugăciune, într-o zi poți decide tu singur pâinea aceea să nu o consumi, să o dai altora. Dar este conceptul acela de realitate, de actualitate în care trăiești în fiecare zi. Merg mai departe. Ne iartă. Nevoia spirituală, dincolo de toate nevoile materiale pe care le avem, avem nevoi spirituale, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ne iartă nouă păcatele noastre, conceptul de vinovăție, conceptul de păcătoșenie. A, da, știu, unii vor spune, eram odată, eu am fost păcătoși și acum nu mai suntem. Nu știu. Eu pentru mine vă pot spune, sunt un păcătos. Botezat cu Duhul Sfânt, botezat în apă, slujitor, cum vreți. Asta te finește, vedeți rugăciunea. Când noi spunem și ne iartă nouă păcatele noastre. Nu spune, dacă am făcut păcate, dacă am greșit, am auzit rugăciuni de fel, Doamne, dacă ți-am greșit, dacă. Nu fiți absurzi. N-are rost să mai puneți niciun dacă. Spune sigur, Doamne, iartă-ne păcatele noastre. N-are rost să mai spunem că-s mici, că-s mari, dacă sunt pe undeva, mă uit că nu mai sunt, eu nu mai am păcate. Nu, nu, le ai. Oricine ai fi, înțelege, când te rogi rugăciunea asta, înțelegi niște realități. Păcătoșenia omului. Cum și noi iertăm, cum și noi, conceptul de dreptate. Cum faci, așa ți se face. Cum vorbești, așa ți se vorbește. Judeci pe altul, vei fi judecat. Bârfești, așteaptă-te. Faci rău, așteaptă-te că se întoarce. Există un echilibru, există o balanță, există un concept de dreptate și dreptatea asta, vedeți, conceptul de dreptate, cei din antichitate, pentru că tocmai știau rolul imaginilor, au spus, cum să imaginăm noi? Dreptatea e un concept, dar trebuie să găsim o imagine care să facă analogia între dreptate și imaginea noastră. Și atunci au găsit balanța. Se pune pe un taler ceva. Bun. Pui vorberere, pui. Trebuie, balanța trebuie, ca să se facă dreptate, trebuie să vină la normal. Da? Și asta, balanța asta e valabilă pentru toți, dreptatea e pentru toți. Vorbești de rău, așteaptă-te ca să vină la normal, să pună alții. Faci bine. Dumnezeu nu o să rămână dator nimănui. Îți face și ție bine cineva. Și balanța se îndreaptă. Faci rău. Pe partea cealaltă se pune, ca să se balanceze lucrurile, să se facă dreptate. Ierți, ți se iartă. Cum îți iartă Dumnezeu? Balanța, dreptatea. Cum iertăm și noi, așa te iartă Dumnezeu. Nu vrei să ierți, ești încăpățânat, ai dreptate. Foarte bine, rămâi cu dreptatea ta neiertat. Pentru că așa ți iartă Dumnezeu, cum ierți și tu. Trebuie să înțelegi conceptul de dreptate. Când stați în picioare de vă rugați, spunea el, să iertați. Pentru că dacă cineva nu iartă din toată inima pe fratele lui, nici Tatăl vostru cel ceresc nu îl va ierta. Poți să strigi tu cât vrei. Poți să dai tu bani nu știu unde. Dacă nu ierți, nu uita conceptul de dreptate. Cum ierți, așa te iartă. Cum și noi iertăm conceptul de responsabilitate. Fraților, eu cred, din punctul meu de vedere, am spus-o multora, pot să vă reamintesc, știu că am mai spus-o, dincolo, oamenii greșesc, eu greșesc la rândul meu și alții îmi greșesc mie. Eu unul consider că sunt dator să iert. Eu sunt responsabil să iert.
Nu aștept să-ți ceară cineva iertare. Îți cere sau nu, e problema lui, nu e a mea. Eu sunt dator să iert. Bun. Nu cer să-și recunoască vina, să-și... E treaba lui. Asta e problema lui, nu-i problema mea. Eu iert și punct. Nu trebuie să recunoască, nu trebuie să vină, nu trebuie să facă absolut nimic. Eu sunt dator să iert. Cum și noi iertăm greșiților, așa ne iartă pe noi Dumnezeu. Cum iertăm și noi? Și eu sunt responsabil, eu sunt responsabil să iert. Și oricât ar greși cineva, eu sunt dator să iert. Eu, adică eu în inima mea trebuie să iert. După aceea, dacă el vrea să recunoască, vrea să se pocăiască, vrea să se îndrepte, e problema lui și rezolvă, după aceea devine o problemă între el și Dumnezeu. Dar eu, între mine și Dumnezeu, n-am nicio problemă în momentul în care am iertat. Eu mi-am rezolvat socotelile cu Dumnezeu când am iertat. După aceea, cine mi-a greșit, dacă vrea să-și rezolve și el problema cu Dumnezeu, să-și o rezolve, treaba lui. Noi suntem datori să ne iertăm. Noi suntem responsabili și când stăm în rugăciune, spunem, Doamne, sunt aici și eu vreau să iert. Nu mă interesează ce fac ceilalți. Nu mă privește dacă el recunoaște sau nu, dacă el se căiește sau nu, dacă el se îndreaptă sau nu, este strict problema lui. Eu trebuie să iert. Eu sunt dator să iert. Eu sunt responsabil să iert. Și nu ne duce. Aici să știți că deja e polemică mare, papa a vrut deja să schimbe puțin aici traducerea, pentru că într-adevăr dă de furcă cumva. În subsolul paginii mai era scris, nu ne lăsa duși în ispită. Ce este cert este că în această zi vreau să înțelegem ceva, că noi suntem vulnerabili, fragili. Două adevăruri fundamentale trebuie să le știi cu privire la diavol. În primul rând, diavolul este mai puternic decât tine. Știu, nu crezi asta, tu ești puternic, că tu postești, tu te rogi, tu ești botezat cu Duhul Sfânt, tu, da. Diavolul este mai puternic decât tine. Dar în această zi pot să spun și al doilea adevăr legat despre diavol. Domnul Iisus este mai puternic decât diavolul. Trebuie să înțelegi realitatea asta. Dacă tu ești singur cu diavolul, n-ai nicio șansă. Nicio șansă. Dacă Dumnezeu nu este cu tine, tu în fața diavolului ești praf. Înțelegi asta? Că fără Dumnezeu, tu nu poți face nimic, nimic fără Dumnezeu. Dacă El își trage mâna, s-a terminat cu tine. Cât de tare ești tu, cât de puternic ești tu, cât de ești tu, s-a terminat cu tine. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spune Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ne-ar fi înghițit apele. De vii! Nu așteptau să murim. Fără Dumnezeu ești nimic. Și de asta când te rogi, trebuie să-ți dai seama că ești fragil în fața ispitei și nu ne duce pe noi în ispită. Ispita, conceptul de depravare morală a mediului. Mergem în România, că acolo, gata, scăpăm de ispită. Au crezut unii că aici ai stricat, ai poluat mediul. Mergem în România, scăpăm. Acolo școli bune, droguri pe toate categoriile. Corupție la maxim. Respect de reguli. Asta e altă poveste. Vara nu-i că iarna. Plecăm nu știu unde, că vom scăpa. Oriunde vei pleca, nu vei scăpa de ispite. Pentru că trăim într-o lume poluată moral, spiritual, depravată. Și oriunde ai fi, să nu crezi că dacă m-am mutat acolo, m-am dus aici, dacă orice ai face, ai scăpat. Nu. Un alt lucru trebuie să te rogi. Doamne, fii cu mine în ispită. Dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm nicăieri, că oriunde te-ai duce tu în lumea asta, în cel mai frumos loc, în cel mai bun loc, în cel mai spiritual loc, dacă nu este Domnul cu tine, praful se alege de tine. Amin. Și nu ne duce conceptul de fragilitate, de vulnerabilitate a omului, ispită conceptul de depravare morală a mediului. Cine izbăvește? Conceptul de mântuire, de salvare. Ai nevoie de mântuire, de salvare și nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu-i dat oamenilor sub cer un alt nume, sub soare, prin care să fie mântuiți, prin care să fie salvați, prin care să fie izbăviți,
decât cel care a fost dat, Domnul Iisus Hristos. Este singurul Mântuitor. De aceea trebuie să te rogi Lui și trebuie să recunoști că El este Mântuitorul. Slăvit să fie numele Lui. De cel rău, izbăvește-ne de cel rău. Conceptul de diavol. Nu de vecinul care e și el rău. Nu de șeful care este și el rău. Nu de, Doamne ferește, soțul tău care poate se pare că e rău sau soția ta care se pare că e rea, ci de cel rău, adică de diavol să te izbăvească Dumnezeu. Și nu uita că de multe ori răul nu e în afara ta, ci mai mult în lăuntrul tău. Cele mai mari bătălii sunt acolo în lăuntrul tău. De multe ori ochii tăi nu văd, de multe ori ochii tăi văd deformat, de multe ori prejudecățile tale sunt în așa fel încât să vezi rău pe fratele tău, ca să nu mai zic pe soția ta sau pe soțul tău sau pe copiii tăi sau pe părinții tăi sau pe cei din jurul tău. Roagă-te să te izbăvească Dumnezeu de cel rău. A ta este. Conceptul de credință contează foarte mult. Credința, dogma, învățătură sau doctrina, dacă vreți, să recunoști. A ta este împărăția, slava și puterea. A ta este împărăția, din nou conceptul de suveranitate, slava, conceptul de frumusețe, suma calităților. Dumnezeu este creatorul frumosului și tot ce este frumos de la El vine. Și El, Dumnezeu, face orice lucru frumos la vremea Lui. Tot ce e urât vine de la diavol. Puterea, conceptul de autoritate supremă, cineva care este mai presus de orice. Să știi cui te rogi. Cel care te rogi chiar are puterea în cer și pe pământ. Dacă te rogi, nu doar să rostești, a ta este puterea, nu să crezi că El are putere să vindece cancerul. El are putere să vindece orice boală. El are putere să ierte orice păcat, nu doar unele păcate, nu unele mai puțin importante, ci El poate să ierte orice păcat. El poate să vindece orice boală. El poate primi pe orice păcătos. El poate rezolva orice problemă, pentru că a Lui este puterea. Și îmi place cum termină rugăciunea și terminăm și noi în veci, acum și în veci. Și când spui în veci, conceptul de veșnicie, de imuabilitate sau de neschimbare, nu se mai schimbă. Orice imperiu care se ridică, se ridică, durează puțin și apoi se prăbușește. Nu știu când, dar într-o zi va cădea și America. Nu știu când, dar într-o zi va cădea și Rusia. Nu știu când, dar într-o zi va cădea și Europa. Nu știu când, dar într-o zi orice imperiu se va ridica și orice națiune se va ridica, se ridică pentru un timp în istorie, devine puternică, după care cade. Singura împărăție care rămâne în picioare și care va rămâne nu pentru un secol sau două sau trei, ci pentru toate secolele și toți vecii, este împărăția lui Dumnezeu. Te rogi cuiva, te închini cuiva care nu se schimbă niciodată. Nu-l schimbă vremea, nu-l schimbă timpul, nu-l schimbă istoria. El rămâne pe tron. Un tată care este mereu același, ieri, azi și în veci. A Lui să fie slava. Dumnezeu să ne binecuvinteze.